Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ca să-i acorde ceremonial acestei capre un titlu regal, rasa respectivă. Nu, e foarte serios. E... serios, e o capră adevărată. Felul cum citește îmi spune că... Nu, zicem acolo, e vorba de o capră adevărată din rasa Golden Gersney, care de acum va fi numită Royal Golden Gersney. Sunt niște căprițe care cresc pe o insulă, insulele Gersney, care sunt posesiuni britanice. Posesiuni englezești, de fapt, da, mă rog, posesiuni britanice în largul coastelor franceze. Singurul teritoriu european britanic care a fost ocupat de naziști în al doilea război mondial. Iar căprițele respective erau atât de iubite de localnici, încât aceștia le ascundeau în pivnițe. Și dacă și încât le marinau înainte să le... nu le daleau niciodată direct. Păi și ce au deosebit? Atât, doar atât? Cred că fac o feta specială sau ceva. Căprițe de Gersney. Nu știu, că n-am mâncat niciodată brânză de capră de Gersney și nici... Sunt niște căprițe drăguțe. Da, pastramă. Pe Julie, ceva de genul ăsta. Dar oricum e remarcabil momentul, știi? Adică stai să te gândești. Mă, dacă ar fi fost, dacă noi am fi fost monarhie și Claus Iohannis ar fi fost rege, așa cum pare că își dorește și și-a dorit dintotdeauna dânsul să fie monarh, l-ai fi văzut înnobilând o capră? Da, mă, printre sebienii lui pe acolo, tu-ți dai seama. Iohannis. Dar ar fi avut... Cu oițe. Păi cu oițe, na, mergea pe oițe. Cum pe... era? Știi? Să vină clopoțelul, să întindă mâna, cu stânga arunca paltonul și cu dreapta primea clopoțelul. Și cum ar fi fost momentul în care Claus Iohannis înnobila o capră? Nici nu cred că era nevoie să devină rege ca primar al Sibiului. Da. Ar fi rezolvat problema asta foarte simplu. Auză el chiar așa, apropo de Claus Iohannis, nu și-a păstrat și postul de primar... al Sibiului? Bun asta. A avut, nu? La aia de profesor a renunțat, din cauza de pensie, dacă iese la pensie. Și atunci a renunțat după 27 de ani. Am vorbit despre asta. În sfârșit a lăsat liber postul de profesor. Și ăla de primar? E cineva în locul lui acum? Ăla de primar cred că s-a prins târziu că trebuie să le libereze. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.